În perioada 9-16 februarie, lotul național de cadeți al României la handbal masculin a fost în stagiu de pregătire la Călăraș, sub coordonarea antrenorilor Gabriel Armanu, Atila Horvat și Claudiu Klonovski. La sfârșitul perioadei de pregătire au susținut și două meciuri amicale cu echipa similară din Macedonia de Nord. Meciurile s-au jucat în sala polivalentă din Călăraș și au fost câștigate de reprezentativa României. Sâmbătă 15 februarie, scorul a fost de 30-22, iar duminică 16 februarie, la final, tabela a arătat 29-20. Și doi. Thank you.
Nu, 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 nu